Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti cele mai pufoase chifle cu susan. Pentru aceasta avem nevoie de 25 de grame de drojdie proaspătă și 4 linguri de zahăr. Mărunțim drojdia cu lingura și adăugăm treptat 500 de ml de lapte. Amestecăm puțin și lăsăm drojdia la odihnă timp de 10 minute. După care adăugăm un ou și un albuș. Cu gălbenușul vom unge chiflele. Încorporăm 700 de grame de făină cernută și amestecăm mai întâi cu lingura, apoi cu mâna. După ce am adunat aluatul, spălăm bine mâna și turnăm 80 de ml de ulei. Frământăm bine până se încorporează tot uleiul. Frământăm pe masa de lucru timp de 5 minute. Aluatul trebuie să fie un pic lipicios. Îl punem într-un bol uns cu ulei, îl acoperim și îl lăsăm la crescut pentru o oră. În acest timp am mai frământat aluatul de două ori. Ungem masa de lucru cu ulei și scoatem aluatul din bol. Îl întindem cu mâinile într-o foaie nu prea subțire, cu dimensiunile de aproximativ 50 de centimetri. Ungem aluatul cu 50 de grame de unt moale. Deasupra presărăm 3-4 linguri de zahăr. Împăturim aluatul atât pe vertical cât și pe orizontal. Aplatizăm un pic și îl tăiem fâșii. Răsucim fiecare fâșie și formăm chiflele. Punem chiflele în tava de copt tapetată cu hârtie. Le acoperim cu folie alimentară și le lăsăm la crescut pentru 20 de minute. Înainte să le dăm în cuptor, le ungem cu gălbenușul rămas. Deasupra presurați susan sau mac. Dăm tava în cuptorul preîncălzit la temperatura de 200 de grade Celsius pentru 15-20 de minute sau până se rumenesc frumos. Scoase din cuptor, le acoperim cu un prosop.
Astfel, în câteva minute, vor deveni mai moi. Poftă bună!